Ca și o concluzie a acestei petreceri, eu vă spun cinstit că mie mi-a plăcut foarte mult prima parte a petrecerii. Ce a urmat după acel task, mi s-a părut o porceală și un dezmăț ieșit din comun la un moment dat, chiar nu m-am mai uitat. Nu știu ce să zic. După task-ul acela cu dansurile respective, până la urmă chiar nu era un premium pentru care trebuia să te unduiești în stilul acela. Era, premiul este de fapt să pui muzică toată săptămâna în casa mireasă. Nu știu ce să zic, nu cred că ar fi, miza nu ar fi fost atât de importantă. Aceasta este prima parte a petrecerii când toată lumea era normală și dansau cât se poate de omenesc și de firesc. Vă spuneam că după acel dans al fetelor și după ce s-a făcut schimbul acela de partener între Gabriela și Valentin, Viorel și Deni, sincer aveam un deja vu, așa așteptam să se termine sau, nu știu, să după petrecere să auzim cuvintele acelea, mă țineți minte, cu Ion și cu Ana, când îi spunea Ion lui Marius, băi, ieșim afară și o facem pe ăștia. La modul acesta mă gândeam că se va termina, deci parcă stăteam capace, zic, mamă, nu o să fie și acum la fel. Cert este că a câștigat Adina acel switch-ul acela dintre cupluri, nu mi-a plăcut, nu că ar fi făcut ceva wow, doar din punct de vedere al bârfelor din casă, pentru că vă spuneam că vedeam schimb de priviri între restul fetelor și apoi după ce petrecerea s-a terminat, am auzit-o pe Roxana și pe Adina că vorbeau despre acest lucru. Pe urmă a venit și Raluca și spuneau ceva de genul, nu l-ai văzut mă, cum se uita, să uita așa, ca și cum spunea, lasă-mă să se bucure și ea. Mă gândesc că la Gabriela se referea, pentru că ea este oaia neagră în casă. Și iarăși spun, trebuie să-și asume până la urmă că ar fi putut să nu facă chestia asta. Dacă au făcut-o, e treaba lor să-și asume. O să vedem luni în live discuțiile. Nu mi-a plăcut nici faptul că Denis a urcat aici pe butoi. Nu cred că ar fi trebuit să facă asta. În fine, sincer, cel mai mult în seara asta mi-au plăcut Alex și Raluca, pentru că ei au fost tot timpul împreună, s-au sărutat tot timpul, Paul și Roxana la fel și ei au fost extrem de apropiați, chiar dacă după petrecere Paul a gafat-o și spunea că lui Adina i s-a părut cea mai șmecheră dintre fete, la modul că are și sân și fund și că după melodii, după primele două melodii, el deja spunea, mama, Adina e top, Adina e top, că a făcut și spagatul, că nu știu ce mai zicea el acolo. Bine, era și foarte amețit și el și Viorel. Iarăși vă spun, petrecerea, prima parte a petrecerii a fost una extrem de frumoasă și mi-a plăcut tare mult. Deja de la task-ul acela lucrurile s-au schimbat și nu mi-au mai plăcut atât de mult. Și vă spuneam că după petrecere, atât băieții cât și fetele spuneau că a fost cea mai tare petrecere din tot sezonul. Din punctul meu de vedere au fost altele mult mai reușite și atunci când cuplurile își vedeau de treaba lor și stăteau împreună, nedespărțiți, nu făceau jocurile acestea, chiar dacă ei s-au împrietenit și se cunosc super bine și sunt ca și frații, dacă mănâncă din aceeași farfurie. Totuși, în casă nu există prietenii. Și noi știm acest lucru pentru că ne uităm de atâtea sezoane. Între ei, de-abia așteaptă să greșească unul sau să facă unul vreun gest ciudat, că automat o să-l scoate la tablă și va fi pus cu bulină roșie și va fi taxat o săptămână. De acum încolo se va vorbi numai despre asta. În plus, mai sunt și mamele în casă care vor avea și ele de comentat. Nu mai vorbim de doamna Florii, că mi-e frică de dânsa ca de nu știu ce. Cred că dacă ar fi fost o fază asta, arunca cu tămâie de la etaj. Asta vă spuneam, să-și asume fiecare ceea ce face și greșelile și așa mai departe, pentru că până la urmă sunt maturi, sunt vaccinați și urăsc task-ul ăsta, sincer. Mi se pare că femeia este, nu știu, decăzută așa foarte mult prin
Aceste dansuri lascive nu cred că ar trebui să... Adică, cel puțin la petrecerile care ne-am fost eu niciodată, nu ne-am apucat noi femeile să dansăm, să dăm din fund așa în fața tuturor bărbaților și ei să ne noteze, Doamne ferește, le-aș fi dat cu o cratiță în cap la fiecare. Dar, nu știu, aia e, din punctul meu de vedere, o petrecere care va genera foarte multe materiale, foarte multe discuții, niște umilințe, niște oameni extrem de rușinați de faptele lor și așa mai departe. Sunt tare curioasă să vă știu și dumneavoastră comentariile și felul în care gândiți, vă citesc să